Salutare, dragul meu Rac, și bine te-am găsit la citirea ta. Iată că ne întâlnim în premieră la Short Zodiac. Este în premieră ceea ce fac acum, pe anul 2024. Îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că te afli și pentru faptul că mă urmărești. Acest canal crește foarte repede și vă mulțumesc și vouă pentru asta, dragii mei. Acest Short Zodiac îl fac pur și simplu pentru a aduce în fața voastră anumite mesaje bonus legate de semnul vostru zodiacal, în afara zodiacului pe luna februarie și în afara bonusului zodiacal pe luna februarie, pe care îl puteți găsi pe canalul meu de membri. Așadar, această citire este pentru voi, toți cei care aveți soarele, luna, ascendentul în semnul racului, dar și nodul nord în acest semn. Vom începe, bineînțeles, cu un mesaj al îngerilor. Dacă îți dorești să rămâi la curent cu tot ceea ce postez eu aici, nu uita să apeși butonul subscribe și, bineînțeles, clopoțelul, dragul meu Rac, este foarte important. Și te aștept și pe noul canal de YouTube, Verum Daemoniorum. Linkul îl găsești în descrierea clipului. Dragii mei raci, haideți să vedem care este mesajul îngerilor pentru voi. Short Zodiac. Mesaje în câteva minute. Mesaje pentru raci. Wow! Trei mesaje ai. Trei. Primul semn care primește atâtea mesaje. Bun. Dragul meu rac, ce se întâmplă aici? Multe griji. Simți că situația îți scapă pur și simplu de sub control sau că ți-a scăpat de sub control. Foarte multe gânduri, emoții pline, dar și belșug văd aici la rac. Eu cred, dragul meu rac, că tu ești unul din semnele care în anul 2024 se va îmbogăți. Serios vorbesc. Mesajele cardurilor tale, pentru că sunt cardurile pe care tu le-ai ales prin mine, vorbesc despre o situație financiară extrem de bună. Vorbesc despre faptul că ești un antreprenor prin fire, ești un întreprinzător, ești cel care vine cu ideile, cel care are grijă foarte mare de business-ul lui, de locul lui, de oamenii lui. Ești un lider și deși poate în acest moment ești într-un moment în care îți faci griji cu privire la viitorul tău, la situația ta financiară, pentru că simt că aici s-au produs și ceva schimbări, poate chiar și legislative, că poate a trebuit să schimbi anumite lucruri în jobul din care faci parte sau în firma pe care o ai. Nu ai de ce să te îngrijorezi, pentru că toate lucrurile, crede-mă, vor fi mai mult decât bune în poziția ta. Mai mult decât bune. Avem prima carte, Belșug. Îți voi citi fiecare card și voi începe cu acesta. Pentru a vindeca situația financiară, în primul rând, lasă în seama noastră grijile privitoare la bani. Te vom călăuzi să vezi cum poți crea și accepta belșugul. Pe măsură ce vom lucra împreună, situația ta financiară se va vindeca în funcție de viteza cu care vei accepta. Așadar, dragul meu rac, acceptă banii ăștia, ce faci? Ce tot faci? Ce tot aștepți? Da? Belșugul îți bate la ușă și tu dai înapoi. Al doilea mesaj pentru tine, întreprinzător. Nu uita cine ești, asta mi se transmite în acest moment. Munca pe cont propriu corespunde dispozițiilor și intențiilor tale. Lucrul pentru tine însuți îți permite cel mai bine să-ți urmezi intuiția și călăuzirea divină. Suntem colegii tăi de muncă și de echipă, fiind mereu alături de tine pentru a-ți asigura succesul sub toate aspectele. Iată, dragul meu rac, cât curaj primești tu de aici, din partea asta, de la îngeri. Dacă ți-ai pus problema în felul acesta, băi, nu știu ce să fac, nu știu
nu știu încotro să mă îndrept. Să spunem că poate ai lucrat într-o companie până acum, sau ai lucrat undeva, da? Și simți că lucrurile nu mai sunt la fel. Simți că ai vrea altceva, simți să te orientezi spre altceva. Go, mergi. Lasă grijile astea. Eu cred că 40% din ele sunt nefondate. Pentru că aici vorbim mai mult despre încrederea asta în tine și în ceea ce poți tu de fapt să faci. Poate te afli la început de drum în situația asta. Al treilea mesaj, nu ai de ce să-ți faci griji. Ești în siguranță și această situație este sub controlul perfect al providenței divine și al ordinii universale. Strecoară doar gânduri și emoții pline de iubire în această situație pentru a te asigura că cel mai bun rezultat posibil va apărea fără efort. Iată, dragul meu rac, susțineți ideile. Susțineți ideile pentru că se întâmplă ceva aici, exact cum spun și îngerii din providență divină. Ai respectul ăsta față de tine, iubirea asta față de tine și mai ales iubirea față de talentul tău, pentru că simt că aici este un mare talent. Nu știu cât de mulți l-ai pus tu în valoare până acum. Poate unii l-ați pus, poate alții l-ați pus mai puțin, poate unii nu l-ați pus deloc acolo. Dar e întrebarea aia, din ce pot să fac bani sau de ce eu nu am bani? Asta aud la unii dintre voi. Ei bine, pentru că n-ai încredere în visul tău. Dacă tu n-ai încredere în visul tău, dacă tu n-ai încredere că totul va fi bine, deși, repet, mulți dintre voi sunteți stabili financiar și sunteți foarte ok din punctul ăsta de vedere, cum ar putea Universul să-ți ofere ceva de care tu ești totalmente nesigur? În interiorul tău, acolo uită-te, da? Uită-te ce este acolo în interiorul tău. Hai să vedem care sunt și mesajele cărților de tarot. Mesaje pentru cei din semnul racului, soare, lună, ascendent. Este un an extrem de bun pentru tine și îți repet asta. Ai ocazia de a debloca energia asta a banilor, dacă, bineînțeles, vei ști să profiți. Și să profiți în primul rând de abilitățile cu care Dumnezeu pe tine te-a înzestrat, să continui să faci treabă bună. Mesaje importante pentru cei din semnul racului. Mulțumesc. Mulțumesc. Poftim, Jupiter. Da. Autosabotare, exact ce spuneam mai devreme. Totul este legat de credințele tale, de forța ta, de răbdarea ta. La baza pachetului, 6 debute, victorie. Online, succes, vizibilitate, bineînțeles, și frumusețe totodată pentru cei din semnul racului, pentru că vine acum perioada asta, februarie-martie, cât de curând, în care simt așa că racul începe să facă niște schimbări la el. Vrea să arate într-un fel, vrea să se însănătoșească, poate vrea să, nu știu, să facă niște schimbări de genul ăsta cotidiene. Avem arcana majoră puterea și arcana majoră roata destinului, deci ai două arcane majore aici. Succesul este al tău. Este al tău, dar nu te obligă Universul să îl iei. Adică Universul îți spune, ia uite ce-ți ofer eu, ia uite ce este aici, dar fă și tu câțiva pași spre mine. Ia vino spre mine așa frumos, cu încredere, vino cu pași micuți, da? Este, zic eu, un noroc extrem de mare, extrem de mare, pe care tu îl vei manifesta în următoarea perioadă, dragul meu rac. Și ce mai simt aici la tine, anul ăsta este un an extrem de important în a lega anumite relații cu oameni din străinătate, parteneri de acolo, sau poate călători anul ăsta, poate vei face anul acesta mai mult decât în alți ani, multe călătorii în locurile, bineînțeles, care îți sunt ție dragi sufletului tău. 5 de spade este o carte urâtă. Eu nu suport cartea asta, sincer, pentru că vorbește despre un război. Asta înseamnă că oricineva dorește să te vadă nefericit și ești în război cu această persoană, dar cred că ați fost prieteni cândva,
Ori este vorba despre faptul că tu ești cel care își pune cele mai mari piedici în a fi fericit. Poftim. 9 de cupe și 5 de spade. Mai mult tind să mă duc spre tine. La baza pachetului 2 de cupe. S-ar putea ca unii raci să întâlnească acel suflet pereche. Mi se pare că unii dintre voi ați avut parte de sufletul geamăn. Și asta mi se pare, dragul meu rac, că ești extrem de norocos. Deci dacă ai trecut prin treaba asta de a avea și suflet geamăn și acum să vină cu acest 2 de cupe sufletul tău pereche, mi se pare că ești extrem de norocos. Faci parte din probabil cei 2% din această populație care au această ocazie să trăiască în această viață ambele cazuri. Cu toate astea, repet, nu este neapărat o minune, pentru că atât relația dintre suflete gemene cât și sufletele pereche sunt grele. Sunt greu de dus. Greu de dus. Bun. Așa cum îți spuneam, mă întorc puțin înapoi, bineînțeles, că mă întorc înapoi. Nu pot să mă întorc înainte. Avem un 5 de spade și acest 9 de cupe care arată sabotarea ta. Arată gândurile tale, arată critica la adresa ta, poate chiar și ceva vină pe acolo rămasă din trecutul tău sau rămasă dintr-o anumită discuție sau acțiuni pe care le-ai făcut în 2023. 9 de cupe îți spune ești bine, ești ok, ești foarte bine. Deși este o perioadă scurtă de timp, pentru că, așa cum am spus, viața este ciclică, adică suntem bine o perioadă, după care vor veni probabil ceva teste, vor veni iarăși ceva lucruri în viața ta, dar nu sunt altceva decât motive pentru a crește, motive pentru a te dezvolta. Dragul meu rac, ai o viață extrem de plină, ți-o spun de pe acum, așteaptă-te, scrie-mi în comentarii, pentru că aștept comentariul tău, și sper să-ți fie numai și numai bine, indiferent prin ce treci. Îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că mi-ai fost alături. Nu uita să-mi dai un like și un share dacă ți-a plăcut. Până data viitoare când ne întâlnim, te rog să ai mare grijă de tine. La revedere!